cincilea deceniu al secolului 20 a fost unul extrem de dificil pentru români. Armata noastră era implicată în cea de-a doua conflagrație mondială și suferea importante pierderi de vieți omenești. În 4 aprilie 1944, moartea și groaza au pătruns în orașele României, care au fost bombardate sistematic până în luna august. Numai în București, oraș care a fost bombardat de 17 ori în această perioadă, s-au înregistrat peste 5.500 de morți, 3.300 de răniți și 47.000 de oameni rămași fără adăpost. În perioada anilor 46-47, foametea, cauzată de secetă și distrugerile agricole provocate de război, au dus la numeroase decese în rândul populației. La 19 noiembrie 1946, comuniștii au obținut prin fraudă, alături de blocul partidelor democrate, o majoritate parlamentară. Treptat, liderii opoziției au fost înlăturați, iar suveranul României, regele Mihai, a fost forțat să abdice, astfel comuniștii înlăturând și ultima instituție care mai amintea de regimul democratic, monarhia, garantul Constituției. La 27 februarie 1948, Patriarhul Nicodim a trecut la cele veșnice, lăsând vacant tronul patriarhal de la București. În acest context social și politic foarte delicat, Ortodoxia românească avea nevoie de un întâi stătător energic, cu minte pătrunzătoare și spirit practic, care să facă față provocărilor venite din partea noului regim instalat la București. Suntem în 1948, adică în anul când Justinian a fost înălțat la rangul de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Și în acel an eram și eu student în anul întâi la Facultatea de Istorie Universității din București. Așa încât, într-un fel, anii păstoriei patriarhului au fost și anii mei de formare și de învățătură. Sigur că lucrurile nu se compară. Patriarhul era ridicat la un rang foarte înalt și răspunderea lui era foarte mare, pentru că e anul întâi a Republicii Populare Române. O Republica Populară Română venea ca să dărâme tot ce a fost înainte. Era o epocă nouă, lupta de clasă, luptăm contra burghezii, luptăm contra bisericii, luptăm contra vechii culturi, luptăm contra tot. Și începem noi acum, spuneau Partidul Comunist și afiliații lui, începem acum o epocă nouă. Așa încât noi am văzut reflexul acestui drum, chiar dacă nu am participat, nu eram în rândurile bisericii sau nu puteam să ne manifestăm ca atare. Era de altfel și interzis, era o acțiune sistematică de a împiedica pe tineri să meargă la biserică, așa încât lucrurile erau pornite pe un făgaș foarte hotărât. Regimul politic ateu instaurat în România reprezenta o provocare uriașă față de biserică. Abilitatea noului întâi stătător de a se strecura printre evenimentele politice,
a reprezentat șansa pe care Dumnezeu a dăruit-o Bisericii Ortodoxe Române spre a putea traversa cea mai grea perioadă a regimului comunist, cu pierderi și compromisuri minime. Se știe acum de către cei mai mulți de bună credință că Iustinian a fost un mare patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, prin care biserica aceasta a străbătut cea mai grea perioadă comunistă, aceea lui Stalin și Gheorghe Udeș, și că oameni ca el se nasc odată la un secol, la două sau la trei. Și pare un fel de miracol de neexplicat de ce totuși într-o perioadă atât de grea el a izbutit nu numai să facă biserica să supraviețuiască, ci dimpotrivă să o consolideze. Am să depun o mărturie, nu e pentru prima dată, pentru ca să vedeți că totuși Dumnezeu lucrează în istorie. Amintiți-vă de apostolii Mântuitorului Hristos, care nu pricepeau multe din cele spuse de învățătorul lor sau din cele întâmplate cu ei. Iar evanghelistul notează, iar pe acestea aveau să le priceapă după înviere. Cu alte cuvinte, avem nevoie pe de o parte de perspectiva istorică pentru ca să înțelegem lucrurile pe dinăuntru lor, iar pe de altă parte avem nevoie și de iluminarea Duhului Sfânt. Vara lui 1944, toate forțele politice din România puneau la cale momentul 23 august pentru încetarea războiului, pentru ieșirea României din război, pentru întoarcerea armelor și deci pentru înlăturarea dictaturii lui Ion Antonescu. Repet, toate forțele politice cunoscute pe atunci. Nu este căderea mea să analizez, eu rostesc doar complex, doar ansamblul acestor evenimente. La acest eveniment de la 23 august trebuia să participe și Gheorghe Gheorghe Udeș, care se afla în lagărul din Târgu Jiu. S-a pus la gale evadarea acestuia și transportarea lui în clandestinitate, bineînțeles, până la București, unde se facă juncțiunea cu ceilalți lideri. Evadarea a fost pusă la cale de țărăniști. În Râmnicul Vâlcea locuia pe atunci și preotul Ioan Marina, născut în 1901 în Suiești, Cernei, din județul Vâlcea, fost preot de țară, fost învățător, fost preot de oraș, fost director al seminarului teologic de Râmnicul Vâlcea, un om practic, întreprinzător, specialist în cooperație și militant politic în Partidul Național Țărănesc al lui Maniu și Mihalache, cel care participa la campanii electorale. Așa încât evadarea lui Gheorghe Udeș a fost pusă la cale de un grup de țărăniști fără participarea preotului Marina. Gheorghe Udeș, odată evadat, trebuia să aibă câteva puncte de adăpost și acestea au fost trei. Târgu Jiu, prin învățătorul Ion Modoran, Racovița, prin Noniță Bărbulescu și Bărbătești prin Petrișor Iliescu. Aceste lucruri le dețin numai din gura patriarhului, ci și din gura acestor trei oameni pe care i-am cunoscut. Toți țărăniști. Ultima etapă a fost în Bărbătești, de unde Dești trebuia să fie transportat de către Petrișor Iliescu la volan într-o mașină a lui personală, veche, destul de veche, de avea scăpată de la rechizițiile armatei. Și de acolo trebuia să meargă non-stop până la București, bineînțeles cu legitimații false și cu tot ceea ce presupune cu conspirativitate. Planul era să nu treacă prin Râmnicul Vâlcea pentru ca să ocolească, bineînțeles, ariile aglomerate. Trebuia să meargă pe lângă Govăra și de acolo către Slatina, Pitești, București. În apropiere de Govăra s-a întâmplat o pană de cauciuc. Acesta trebuia neapărat vulcanizat. Vulcanizarea nu se putea face decât în Râmnic, în oraș. Și s-au sfătuit. Ce ne facem noi, unde îl punem pe acesta, cele 2-3 ore cât durează reparația cauciucului? Unde? La prietenul și colegul nostru, Popa Marina, pentru că el nu ne toarnă, asta este sigur. Și așa se face că preotul Ioan Marina s-a pomenit la ușă cu prietenii săi și cu fugarul, cu evadat. L-a primit, l-a ospătat, aceia au reparat cauciucul și și-au continuat drumul la București. Am citit într-un ziar despre o presupusă fantezistă prietenie conspirativă dintre preotul Ioan Marina și Gheorghe Udeș. Adevărul istoric acesta este. L-a primit pentru nu știu cât o oră și jumătate, două, nu l-a denunțat și și-a propus să exploateze la sânge această ascendență morală. Și-a exploatat-o. Aceasta este cheia, dar o cheie pe care Dumnezeu a aruncat-o din cer. Pentru că în convingerea mea intimă în fața lui Dumnezeu sunt convins că nu întâmplător s-a stricat acel cauciuc de automobil în apropiere de orașul Râmnicul Vâlcea, unde se găsea preotul văduv prin deces Ioan Marina. Sunt absolut convins. La vârsta mea pot depune aceste mărturii
și îmi pot mărturisi această credință care este puternică de nezdruncinat. Așadar, toată păstoria de aproape 30 de ani a Patriarhului Iustinian Marina stă sub semnul providenței dumnezeiești. De aceasta vă rog să nu vă îndoiți, este un adevăr în fața căruia vor trebui să tacă toate gurile potrivnici. Mai adaug un lucru. Patriarhul Iustinian a avut un sprijin nu atât în Gheorghe Udeș, care, repet, nu și-a permis cel puțin să-l atingă, cât în Petru Groza, care nu era membru al Partidului Comunist, care era ceea ce numeau ei un tovarăș de drum, un intelectual, cu o anumită priză politică, dar care era fiul de preot, toată viața a fost membru în corporațiile bisericești din Ardeal și apoi membru în adunarea bisericească națională din București. A fost credincios, înainte de moarte, a lăsat cu limbă de moarte să fie înmormântat cu preot, a fost înmormântat chiar de Patriarhul Iustinian cu sobor de preoți, cu toată cinstirea, și atunci Patriarhul s-a întors acasă, trist, a bătut și a spus: am pierdut un mare sprijin. Conștient de pericolele la care era expusă biserica în perioada comunistă și cunoscând experiențele pe care le-au avut și celelalte state ortodoxe intrate în sfera de influență sovietică, Patriarhul Iustinian a căutat să-și protejeze clericii de acțiunile represive ale regimului, povățuindu-i să se abțină de la orice comentariu politic. Prima discuție pe care a avut-o, sau conferință, întâlnire, pe care a avut-o noul patriarh Iustinian cu preoțimea bucureșteană, s-a concretizat, a spune, într-o frază pe care a spus-o preoțimii bucureșteni: să nu se implice în politică, să lase pe el să facă politica statului sau bisericii, sau și a bisericii, pentru binele bisericii. Și sunt convins că același cuvânt a spus și în sinod. E bine, cred că acest cuvânt sau îndemn spus preoțimii l-a marcat ca început de activitate pentru noul patriarh. Într-o perioadă extrem de grea, Patriarhul Iustinian Marina a reușit cu mult efort să elaboreze în scurt timp o strategie de rezistență și supraviețuire, mascată printr-o aparentă colaborare cu autoritățile politice. 90% din populația țării nutrea credința că vin americanii și ne salvează. Era problemă de o lună, de două, de trei, maximum un an. Se făceau calcule politice, erau oameni care se autodenunțau la securitate pentru ca să fie închiși, și atunci când vin americanii să-i găsească eroi, și se formau guverne în clandestinitate care se autodenunțau. Am stat eu în închisoare cu foști miniștri fictivi, fantomatici, din vremurile acelea. Nu zic că erau o nebunie, dar erau aproape o psihoză. Și aceasta întreținută firește de politica americană, poporul american vedea un fel de mesianism american, de dezrobirea popoarelor, și bineînțeles întreținute și de unele posturi de radio occidentale. Așadar, patriarhul spune: voi sunteți tineri, credeți că vin americanii, eu nu voi încerca să vă stingerez credința voastră, credeți ce vreți. Dar politica bisericii o fac eu, iar eu sunt convins că americanii nu vin, sau cel puțin nu vin curând. Că această stăpânire comunistă este de durată, iar strategia bisericii trebuie să fie o strategie pe termen lung. Strategia pe termen scurt presupune confruntare cu un dușman inegal, și eventual martiriu. E posibil acest lucru. Erau câteva exemple în Bulgaria și alte exemple în Rusia. Dar eu vreau ca pe durata acestei stăpâniri preoții mei să nu fie în pușcărie, ci în bisericile lor să facă liturghie, pe cât este posibil. De aceea o strategie pe termen lung presupune găsirea unui modus vivendi, un dialog cu noua putere și realizarea a ceea ce se numește un compromis în orice politică și în orice diplomație. Dai și primești. Și patriarhul a propus și a realizat acest compromis, acest modus vivendi.
pe de o parte, a pretins libertatea bisericii, libertatea de a se organiza și mai cu seamă libertatea credinciosului de a crede și de a-și manifesta credința, iar pe de altă parte a oferit tot ceea ce se putea oferi până când dogma putea fi atins. Lupta pentru pace, lupta pentru însămânțări, lupta pentru recolte îmbelșugate, lupta pentru o viață mai bună, laude la revistă, le place foarte mult să le lăudăm. O să-i lăudăm. Nu asta este problema. Dar cea mai crâncenă bătălie pe care au dus-o comuniștii vreme de 2 decenii a fost ceea ce s-a numit lupta de clasă, în care practic a fost distrusă aristocrația și burghezia ca și mica burghezie. Patriarhul Justinian nu a angajat biserica sub nicio formă în lupta de clasă. Spune, aceasta contravine principiului iubirii creștine. Biserica este deschisă și bogatului și săracului, și fostului bogat și fostului sărac. Nu face discriminări. De aceea, cei care veți răsfăi presa bisericească a vremii, veți găsi destule cusururi pe care să le imputați bisericii. Nu veți găsi nici măcar un rând în sprijinul criminalei lupte de clasă, care a fost o imensă crimă a Partidului Comunist. Odată cu instaurarea regimului comunist, Biserica Ortodoxă Română a traversat una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa. O perioadă plină de abuzuri, lipsuri, suferințe, pricinuite de conducerea statului, care avea directive clare de la Moscova, în vederea creării omului nou, lipsit de principiile iubirii creștine, sau, cum ziceau comuniștii, imun la orice formă de misticism și obscurantism, având bine însușite noțiunile materialismului dialectic. În acest context, în care presiunea statului ateu era tot mai mare asupra bisericii, Patriarhul Justinian, om cu perspective democratice în viziunea partidului, reușește cu mult tact să-și atragă de partea lui liderii comuniști, lăudând pe față realizările regimului și cultivând relații prietenești cu mai mari vremii, lucrând, pe de altă parte, la întărirea ortodoxiei românești și la contracararea sau atenuarea deciziilor luate împotriva bisericii. Patriarhul Justinian a fost un patriarh providențial pentru Biserica Ortodoxă Română, datorită faptului că a existat o legătură specială între el și între Gheorghiu Dej, care avea toată puterea politică în această țară. Și grație acestui lucru, Biserica Ortodoxă Română a fost protejată. A apărut acest pact care deranjează pe mulți, dar care există în tradiția Bisericii Bizantine de când este ea, de la începuturile ei, între împăratul Bizanțului și între patriarhul Constantinopolului, era o anumită legătură care mergea până acolo, încât împărații bizantini mergeau în sinoadele ecumenice. De asemenea, această legătură a existat și între patriarhul Constantinopolului și sultanii turci. Mahomed al II-lea, când a venit 2 zile după cucerirea Constantinopolului, l-a chemat pe Patriarhul Școlaru și a făcut un pact cu el care durează și până astăzi. Și grație căruia bisericile ortodoxe au putut să funcționeze pe teritoriul otoman și Patriarhia Ecumenică a continuat să funcționeze până astăzi, reglementată, bineînțeles, de anumite dispozitive care funcționează. Deci, ideea aceasta a unui parteneriat între biserică și între puterea laică, chiar dacă puterea laică are niște trăsături diferite, cum a fost aceea Imperiului Otoman, este o veche idee pe care a preluat-o Patriarhul Justinian, a dezvoltat-o spre binele Bisericii Ortodoxe. Datorită Patriarhului Justinian, bisericile au funcționat. S-au făcut nuni, s-au făcut botezuri, s-au făcut înmormântări, liturghiile s-au ținut, bisericile nu au fost închise decât pe aici, pe acolo, mănăstirile au funcționat, o parte din mănăstiri, într-adevăr, au fost închise și atunci a fost primul conflict între Patriarhul Justinian și între Gheorghiu Dej, a avut și domiciliu obligatoriu el.
din cauza aceasta, pentru că a protestat împotriva desfințării mănăstirilor, dar totuși, datorită Patriarhului Justinian, mănăstirile au scăpat, în sensul că cele care n-au mai funcționat ca mănăstiri, au funcționat ca muzee și au fost protejate până în zilele noastre. În timpul Patriarhului Justinian s-au refăcut, s-au restaurat biserici, s-au tipărit cărți, a fost o agitație a Bisericii Ortodoxe, care fără de acest patriarh n-ar fi putut să fie realizate, fiindcă el a putut să ține piept presiunii laicizante, presiunii antireligioase, care era programatică pentru Partidul Comunist. Comparativ cu situația Bisericii Ortodoxe Române, Biserica Ortodoxă Rusă, care, începând cu Revoluția Bolșevică, s-a opus pe față inamicilor deschiși sau deghizați ai lui Hristos, a fost nevoită să străbată o perioadă mult mai dificilă, cu sute de mii de arestări și execuții de episcopi, călugări și preoți, cu biserici demolate, cu sfinte moaște scoase din racle și profanate, cu confiscarea odoarelor bisericești, sub pretextul obținerii de fonduri pentru cei afectați de foametea din anii 1921-1922 și cu nenumărate alte abuzuri și umilințe ce aveau ca scop distrugerea bisericii și eliminarea conștiinței religioase a poporului rus. Biserica Ortodoxă Rusă suferise cam 200 de mii de morți în rândurile clerului și până în 1986 cam 500 de mii de arestări și deportări. În 1986 încă ei aveau abia 7500 de preoți, Biserica Ortodoxă Română 9000. În 1945 numărul bisericilor deschise era de-a dreptul ridicol. Moscova, un oraș de milioane de oameni, avea mai puține biserici deschise ca Bucureștiul. 55 avea Moscova. La fel în toate domeniile. O situație și mai gravă avea să se petreacă cu Biserica Ortodoxă a Albaniei, care în noiembrie 1967 a fost desființată și scoase în afara legii. Orice formă de exprimare religioasă, până și săvârșirea semnului Sfintei Cruci, fiind pedepsită cu temniță grea. După modelul Chinei, reprezentanții cultelor religioase au fost umiliți și batjocoriți în public, dezbrăcați de veșminte, fiindu-le interzis să mai poarte uniformele clericale. Cei care s-au opus au sfârșit în închisori, prigoniți pentru crezul lor de nezdruncinat. Peste 1600 de biserici și mănăstiri au fost desființate, dărâmate sau transformate în grajduri și depozite. Prin aceste acțiuni, regimul comunist de la Tirana, urmărind edificarea omului nou, străind de principiile religioase. The persecution in Romania or in Russia were quite different. Always the church was alive with the presence of the patriarchs, the presence of the synod, metropolitans and so on. Here in Albania, in the beginning it was the same style of persecution from the Second War until the 67. But after the 67, it was an official atheistic state. It is the only case in history that a state declared by constitution that it is atheistic. That means every expression of religious life was prohibited. After the 67 until the 90, churches were destroyed, they became
different things, stables and places for different cinemas, for athletic and so on. And there were no any priest that could participate in the Church of the Life, in the life of the Church. Then it was an absolute silence and night. They crucified once again Christ, and they thought that they finished with the faith. And this was not only for 1, 2, 3, 4 years, but it was for 23 years. Prin grija și lupta patriarhului Iustinian, Ortodoxia românească și-a consolidat poziția față de conducerea statului, reușind ca prin relațiile frățești cu celelalte biserici și confesiuni creștine, ori cu unii șefi de stat, să devină foarte cunoscută. Faima și prestigiul întâi stătătorului, temperând de multe ori acțiunile regimului politic ateu. Mergeți cu poporul ca să nu rătăciți drumul. Acest îndemn se cade a fi înscris în sufletul fiecărui slujitor al oricărei credinți și noi ne facem o datorie frățească să vi-l repetăm. Mergeți pe același drum cu poporul nostru muncitor. Împărțiți cu el strădanile și greul muncii ca să puteți împărți cu el bucuriile biruințelor. Cu o iscusință a patriarhului nostru Iustinian Marina, erau aproape quasi autonomie în interiorul nostru. Nimeni n-a rămas nebotezat, nemormântat, necununat și încă cu fast. Cu fast. Și deci ne-am strecurat printre evenimente. Am înregistrări, filme, din vremea aceea, când sfințeam biserici și când era atâta lume și atât de rău era privită o manifestare religioasă și se făceau arhive de note informative, așa poporul tot trăia o mulțumire și o fericire foarte mare. Cu prilejul împlinirii a 5 ani de la înscăunarea în al preasfințitului Iustinian ca patriarh Bisericii Ortodoxe Române, membrii Sfântului Sinod și reprezentanții clerului și credincioșilor din Adunarea Națională Bisericească au sărbătorit acest eveniment de seamă din viața bisericii noastre în ziua de 7 iunie 1953. Înalții ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu înalt preasfințitul patriarh Iustinian, însoțiți de membrii Adunării Naționale Bisericești, s-au îndreptat spre Catedrala Patriarhală, unde preasfințitul episcop Teoptist, vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de slujitori, a săvârșit un tedeum. Între contemporani, mulți îl credeau pe Iustinian omul regimului, pus în fruntea bisericii ca să o distrugă. De fapt, acesta era și motivul pentru care patriarhul era agreat de unii dintre liderii comuniști, crezând și ei zvonurile care circulau în epocă despre patriarh. În timp, s-a constatat că lucrurile stăteau exact invers. Mulți dintre cei care l-au etichetat după curentul vremii, drept
Patriarhul Roșu, și-au dat seama, în perspectiva timpului, de ceea ce a reprezentat Părintele Patriarh Iustinian pentru biserică și pentru poporul român. Mărturisesc că dintre cei care îl bobeau de rău, și este un cuvânt foarte edulcorat, foarte atât, mă număram și eu. Mulți au avut impresia că Patriarhul face un joc politic al puterii și că probabil puterea este, este irezistibilă și că prelații, sper să capul bisericii, nu poate să opună mai mult decât o atitudine nu de colaborare. Adică, în fapt, ceea ce trebuie să înțelegem, chiar dacă a fi creștin și cu atât mai mult un cap de biserică, martirajul este în vocația lui, dar uneori este improductiv din punct de vedere al rostului bisericii ca instituție. Mult mai târziu mi-am dat seama, dar nu foarte târziu, mi-am dat seama, în primul rând, că păstoria lui a avut un efect care e greu să nu îl atribui, deși nu puteai să vezi cât de direct este. Am remarcat în anii aceștia, în timpul că s-a spus de atunci, dar destul de vizibil, destul de sensibil, o creștere de calitate a clerului. Însă am remarcat acest sport de calitate a clerului și nu puteam să evit ideea că este un merit al Patriarhului în această regenerare și ridicare de nivel a clerului tânăr care a început atunci să se manifeste. A fost prea vizibil, prea general și prea sincron. Și mi-am spus, este un merit al lui, n-are cum să fie altfel. Chiar dacă nu a fi numai a lui, el este capul bisericii și el girează și cred eu că și dirijează cumva această operă, care e o operă evident colectivă, o operă evident de durată, dar durata nu a fost prea lungă până când s-a remarcat efectul ăsta. Asta este un lucru. Al doilea lucru, privind retrospectiv, astăzi, trecutul societății românești, inclusiv al bisericii și a altor instituții sau altor forme de existență socială de atunci încoace, trebuie să ne dăm seama că rolul bisericii a continuat să fie ce trebuia să fie. Adică biserica n-a fost niciodată în defect față de ce trebuia ea să aducă credincioșilor. În sensul că a funcționat așa cum se cuvine să fie o biserică. Aibă autoritatea ei spirituală să fie cel puțin în învățătură, în practica profesionalului și a cunoașterii credincioșilor, a-i cunoaște și a intra în intimitatea gândirii sufletului și sufletului lor. Astea s-au petrecut și asta a fost, de fapt, poate principalul, eu zic că principalul efect și principalul antidot la bolșevizarea și imbecilizarea națiunii. Perseverența Patriarhului Iustinian în constituirea unei relații de coabitare între biserică și stat, chiar dacă pe termen scurt i-a adus Patriarhului etichetări neonorante, pe termen lung și-a arătat roadele. Te uiți așa înapoi și zici, domnule, să nu te iei, să nu crezi în lozincile astea trecătoare, în cei care vin și rostesc lozinci și vor să se iau după mode de moment, ci să-ți păstrezi cumpătul și mai ales să-ți păstrezi o anumită decență. Pe vremea aceea mai se spunea și Patriarhul Roșu, că, mă rog, fusese instaurat, înscăunat sub regimul democrat popular. Însă lumea, să știți, mă uitam când regimul a început să înțeleagă că are nevoie de sprijinul bisericii și cum a înțeles? A înțeles că de Paște, de Crăciun, dădea voie la lume să meargă. Nu mai era interdicția aceea strictă, închideau ochii și se făceau că nu văd autoritățile. Și atunci, sigur că de Paște, de Crăciun,
lumea mergea la biserică. Chiar dacă se luau oficial măsuri că nu avem voie studenții să nu-i lăsăm să meargă la biserică, îi lăsam, dar ce să, ei mergeau. Sigur că e greu să evaluezi opinia publică dacă nu ai păstrat și însemnări, da? Însemnări ale epocii. Dar eu am trăit epoca aceea și știu că tinerii și nu mai vorbesc de cei mai în vârstă, nu numai că se strecurau, mergeau la biserică, nu le mai păsa, adică frica de a merge la biserică dispăruse. Și asta conta foarte mult. Erau bisericile deschise de dimineață și până seară. Și ardeau în biserici mii de lumânări și eu spuneam totdeauna, Domnule, atâtea dureri sunt și atâtea nădejdi sunt puse în lumânările astea aici, nu se poate să nu vină un moment când lucrurile se vor schimba. Patriarhul Iustinian a reușit în timp să discute cu liderii regimului comunist din România aproape de pe o poziție de egalitate. L-au ajutat faima și prestigiul dobândit în plan internațional, dar și abilitatea patriarhului de a-i face să simtă forța bisericii, prin adeziunea credincioșilor la valorile ei, sădite în însăși ființa poporului român. Așa a reușit, de multe ori, Părintele Patriarh Iustinian să-și impună punctul de vedere, dominând în multe ocazii, prin tact și discernământ, discuțiile purtate cu comuniștii cu privire la viața bisericii. Patriarhul spunea, statul trebuie să fie conștient că se găsește în fața unei biserici numeroase, așa cum am moștenit-o eu. Nu este simplu ca într-o țară de mărimea României să ai totuși 9.510.000 de biserici cu peste 11.000 de preoți la vremea aceea, cu foarte multe mănăstiri, cu foarte mulți călugări și călugăriți. Și toată politica lui a fost de a-i convinge pe liderii comuniști să-și dea seama că biserica totuși prin simpla ei existență reprezintă o forță și în primul rând o forță morală. Și nu ezita să le spună uneori, voi pentru ca să vă țineți un meeting, recurgeți la mijloace coercitive, îi amenințați pe proprii voștri membri de partid pentru ca să-și lase lucrul sau casa și să vină la meeting. Pe câtă vreme popa de la biserică trage de o funie și adună 2-3 mii de oameni. Atât îi trebuie. Nu depune niciun efort, în afară de clopot. Și voi care pretindeți că sunteți realiști, trebuie să vă dați seama de această realitate. Și aceștia dau înapoi. Pentru aceasta, patriarhul și-a dat seama că, în primul rând, nu trebuie să fie singur. Avea sinodul și s-a luptat ca nimeni altul să asigure coeziunea sinodului, să nu aibă fisuri în sinod. Și-a asigurat-o pe multă vreme, să vă dați seama că pe vremea aceea erau marile personalități, Nicolae Balan de la Sibiu, Nicolae Colan de la Cluj, Nicolae Popovici de la Oradea, Vasile Lăzărescu de la Timișoara, mai târziu a venit Firmilian Marin la Craiova, și cred că nu vin în minte toți mari ierarhi care făceau front comun cu Patriarhul Iustinian. Iar pe de altă parte, a inițiat ceea ce s-a numit ecumenismul intern, tocmai pentru ca să nu aibă comuniștii impresia la vremuri de nevoie că este singur. I-a convocat pe toți șefii de culte și sub semnul luptei pentru pace, care era la foarte mare modă în vremea aceea, a realizat acest consiliu al tuturor șefilor de culte, inclusiv cel mozaic și musulman, realizându-se ceea ce s-a numit, repet, ecumenismul intern. Aceste două, sinodul și șefii cultelor, au fost stâlpi pe care patriarhul s-a rezemat în toate confruntările lui, pentru că n-au lipsit confruntările cu sistemul comunist. Paradoxal, în contextul în care se urmărea înlocuirea creștinismului cu doctrina marxist-leninistă și distrugerea elitei intelectuale românești, din care făceau parte și numeroși clerici, Patriarhul Iustinian a izbutit ca biserica nu doar să supraviețuiască, ci să se și consolideze.
45 l-am cunoscut și am rămas alături de el până când a murit în 1977. Doar din cuvântările lui, când mă uit acum, mă pădidesc lacrimile. Că nu credeam că este atât de sensibil și să-mi recunoască niște lucrări obișnuite, da, cum este în viață. Și sigur că de la el am învățat foarte multe și între care și această permanentă confruntare și hărțuială cu comunismul, cu reprezentanții lor. El nu-i refuza și stăruia și discuta până când biruia el. El a făcut seminare în mănăstiri. El a făcut mănăstiri pildă de viață. Atunci, în Ortodoxie, singura biserică noastră care avea seminarii pentru maici, la mănăstirea Hurez, la Agapia, la mănăstirea Neamț pentru călugări, el reușea atunci să facă înfăptuirile acestea, așa și făcea cu eforturi mari, cu discuții și cu ruperi câteodată. Încât în 1962, ministrul de interne, Alexandru Drăghici, când au văzut ei până în 60, nu înainta comunismul la noi. Și cine-s vinovați? S-s vinovați burjuii, mari proprietari, intelectuali. Și atunci el a spus nu, zice, Patriarhul Justinian, cu vicarii lui Antim și Teoptist și cu colaboratorii lui care avea consilieri și tot cum se obișnuiește și acum. Într-o epocă în care provocările regimului comunist la adresa bisericii erau la tot pasul, Patriarhul Justinian reușea adesea să anticipeze nevoile și problemele cu care se confruntau clericii și credincioșii din toată țara, fiind foarte conștient de realitățile din teren. A rezolvat problemele mari ale bisericii. În vremea aceea, oricum, îți trebuia o putere sufletească deosebită și, de asemenea, o stare fizică care să îți permită să reziști la solicitările unei munci, a zice, uriașe, care, desigur, capul bisericii are o răspundere mai deosebită. Și, într-un fel, trebuia să dispună de această putere, nu numai pentru munca pe care o desfășurat, ci și pentru a impune. Pot să spun atât în audiența pe care totdeauna nu am fost refuzat niciodată, mi-a acordat. Sau când am fost chemat pentru ce, totdeauna am găsit un om de mare capacitate, cu memorie foarte bună, ținea minte tot. Eu îmi permiteam câteodată în convorbire să-i spun prea fericirea voastră. Nu știu dacă vă reamintiți sau mi-au îndrăzneala să vă reamintesc. Imediat știa. Nu trebuie, știu. Deci era la curent cu toate. Viața bisericească în cele mai mici amănunte, adică pe eparhie unde aveai nevoie, unde credeai că nici nu ar fi de nivelul patriarhal să abordezi o problemă sau să ataci cumva un subiect. Nu știu, poate avea vreo informație de mai devinainte, dar totdeauna era în miezul problemelor. Nu a fost vreodată ceva să spună, nu cunosc sau mai trebuie să vedem asta, nu. Îți dădea răspunsul prompt, pe loc, ce trebuie făcut. Nu multă gândire, să zic așa, întârziere.
în rezolvarea problemelor. Cred că avea în privința asta un tact deosebit, dacă nu o strategie foarte bine studiată. Dar nu știu dacă mai avea timp, pentru că îmi dau seama așa acum când știu, când vedeam cum lucrează, că agenda îl ținea într-un continuu ritm, care cred că și acesta a contribuit oarecum la o slăbire, ar zice, prematură pentru el. Deși Patriarhul Iustinian a păstorit Biserica Ortodoxă Română în perioada comunistă cea mai grea, plină de nesiguranță și instabilitate politică, cu multe arestări și abuzuri din partea statului, el a reușit să întărească Ortodoxia Românească și chiar să o dezvolte. Eu consider că este salvatorul Bisericii Ortodoxe în epoca de persecuție maximă a acestei biserici, adică 48-54-55, că pe urmă au lăsat-o și ei mai moale. Oficialitățile și-au dat seama că nu pot, domnule, nu pot să câștige opinia publică de partea lor dacă nu lasă puțină, nu desfac șurubul la, și la capitolul ăsta al bisericii. Și atunci mai mărâiau, dar te lăsau să-ți faci treburile. E unul din salvatorii bisericii și care poate să înscrie la activul, la biografia lui, acțiunile concrete pe care le-a făcut pentru ca această instituție să rămână în componentele ei esențiale. Că aici contează, că așa cu clanța poate să dea mulți. Este ce ai făcut efectiv dumneata pentru salvarea instituției. Ori, în privința asta, Patriarhul Iustinian Marina a avut un rol preponderent. Că, pe urmă, după aceea, când s-a relaxat treaba, n-a mai fost complicat. Așa de complicat. Faptul că Patriarhul Iustinian ducea o muncă de dezvoltare a bisericii și îi sprijinea pe cei care se aflau în nevoie, mulți dintre foștii deținuți politici găsindu-și adăpost și sprijin la umbra bisericii, Patriarhul oferindu-le locuri de muncă demne de pregătirea lor, n-a rămas fără ecou în ochii securității. Era cu șoferul și șoferul a fost pus la cale să îl lase pe o linie ferată. Venea, dacă nu cumva, de la Dragoslave venea sau de undeva. Și Patriarhul era în mașină și șoferul lui conducea. Și când a ajuns la linia ferată, a coborât din mașină și a lăsat pe Patriarh pe linia ferată. Știți ce a făcut Patriarhul? A coborât și așa și-a scos mașina de pe linie. Cu umărul, cu... Nu s-a lăsat până n-a scos mașina. Sigur că a fost atenționat șoferul. Nu știu dacă l-a mai ținut pe el, l-a luat altul. Dar așa i-a făcut. Să lase să fie trenul să-l omoare. Așa a avut ordinul. Patriarhul Iustinian rămâne în istoria contemporană a bisericii noastre un chip luminos, care și-a apărat biserica și neamul cu toate puterile. Momentul trecerii sale la cele veșnice fiind un episod ce încununează atitudinea pe care a avut-o în tot timpul vieții față de biserică, pe care a iubit-o și a apărat-o cu toată ființa lui. Trebuie să îndepărtăm de pe figura Patriarhului tot molozul, toate scoriile, toate impuritățile care s-au adunat din pricina nu numai a controverselor generate de lucrurile interne, dar de, să zicem așa, propaganda făcută în străinătate împotriva lui. Era făcut continuu. Patriarhul Roșu, conducătorul sovron patriarhiei, o să fiarbă în cazanele iadului. Nu se poate imagina cum se vorbea despre el la posturile de limba română din străinătate. Și pentru noi care știam cum se zbate omul ăsta și cu câtă dragoste
își îngrijește cât poate biserica. Iar sfârșitul lui a fost, nu știu dacă știți, extraordinar de expresiv pentru dragostea lui pentru biserică. Se întorcea de la Elias, era cu fiul lui, doctorul Didu Marina. Și acela fusese internat, avusese o tulburare cardiacă. Și au trecut pe lângă biserica Eni, care tocmai din ordinul primarului Dincă, din ordinul cabinetului 2, de fapt, dărâma prima biserică, biserica Eni, cea mai importantă de pe traseul principal al Bucureștiului și una dintre cele mai prețioase supraporte al patrimoniului național, sub pretext că apusese o fisură de la cutremur care nu se mai putea repara. Și patriarhul, când a văzut macaralele scot, a zis: ah, biserica mea, bisericile mele. Sărăcuțul a făcut criza și în aceeași zi a murit. Mi se pare un lucru extraordinar de expresiv pentru această personalitate care a însemnat totuși un moment de luptă pentru apărarea bisericii. Încercările și suferințele prin care a trecut patriarhul Iustinian, care n-au fost puține, și felul în care le-a rezolvat, privind permanent cu nădejde și dragoste spre ajutorul lui Dumnezeu, oferă un model de trăire și simțire creștină într-o epocă marcată de ură și dezbinare. A trebuit să biruie, să biruie pe sine întâi. Și el s-a biruit pe sine. A trebuit să biruie greutățile din familie. I-a murit soția și a rămas cu doi copii. Nu intru în detalii, însă nu a fost ușor. Deloc. A trebuit să biruie patriarhul un sistem politic, social-politic, și a intuit că acest sistem politic se așează pe termen mediu, nu pe termen scurt. L-a ghicit, l-a intuit. Și el a spus preoților și din scrisul lui Apostolatul Social și din tot ce a scris și a publicat, acolo spune la preoți, spune preoții să se ocupe de slujbă, de rânduială, de bunăstare din parohie, de cuvântul lui Dumnezeu, cât de politică se ocupă el. Mi-a povestit patriarhul cum a fost pedepsit cu domiciliu forțat a Dragoslavele după ce a dat decretul 410 în 1959, el s-a opus și guvernul a dus cu domiciliu forțat la Dragoslavele, timp în care el a deortosit cazania de Nichifor Teotochis, cazania care o avem noi acum, dar asta 6 luni surghiunit acolo, și mi-a povestit cum își făcea singur de mâncare și cel mai mult mânca doar ceai cu pâine prăjit, că avea spaime să nu îl otrăvească. Deci el a lucrat ca un adevărat părinte al bisericii. Se spunea pe vremea patriarhului Iustin că se trăiește în zestrea făcută de patriarhul Iustinian. Eu pot să spun așa, că Iustinian patriarhul a împăcat lumea, a fost omul păcii, da, omul bucuriei. Acest genial patriarhul Iustinian, pentru mine e clar că e un sfânt. Sunt convins de asta. Părintele patriarh Iustinian Marina și-a identificat viața cu cea a bisericii pe care a slujit-o și a apărat-o în vremuri tulburi. Prin grija sa, credincioșii, clericii și monahii au simțit biserica drept principalul bastion de rezistență al simțirii și trăirii românești, locul unde oamenii, măcar pentru o clipă, se simțeau liberi de presiunea regimului
care tot mai mult îi strâmtora. Dacă, să zicem, credincioșii au avut o credință în posibilitățile care le au de afirmare, a fost referința la patriarh. Știe ce să facă. Sigur că nu i-au adus o apreciere totdeauna și de către toți, dar oricum ce se putea face în acele vremuri, a făcut. Și nu a fost omul care a cedat. Nu s-a lăsat și aș zice că a fost respectat până la sfârșit și condițiile care le-ar fi pus au fost totdeauna acceptate pentru desfășurarea vieții cultului. Cine l-a cunoscut îndeaproape, acela nu poate să afirme că ar fi avut vreo scăpare în ceea ce privește interesul bisericii. Nu a lucrat pentru sine, a lucrat numai pentru biserică. Sigur că poziția sa a fost totdeauna mai hotărâtă și impetuozitatea cu care lucra, poate uneori le-a părut așa mai ieșită din comun, dar firea olteanului, cum se lăuda el, dar a fost de bună credință și un oltean care și-a ținut credința cu strășnicie, am putea spune. Nu a lăsat așa ușor de la sine. Dar a știut domina peste părerile altora. Felul în care patriarhul Iustinian a știut să-și apere biserica și atitudinea sa în momente cheie, în care soarta clericilor, a credincioșilor sau a monahilor era pusă în primejdie, au făcut ca în timp cinstirea și dragostea poporului față de binefăcătorul lor să crească, lucrarea patriarhului continuându-se și în veșnicie. În mănăstirea noastră își are tot respectul împins până la venerație. Poate că Dumnezeu și istoria va îngădui ca să, în timp să-i se acorde locul pe care îl merită, pentru că au fost ani foarte grei pentru biserica noastră, ani pe care i-a dus, numai Dumnezeu știe și El în sufletul lui cum. Rămâne ca sfânt, așa e, mult zice. Patriarhul Iustinian e un sfânt. Mai stăm de vorbă cu câte cineva. Cred și nu vreau să fac o afirmație neîntemeiată, cred că a rămas și va fi cel mai mare patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Dacă avem în vedere mai ales perioada în care s-a întâmplat arhipăstorirea sa. A fost corăbierul care a știut să strecoare luntrea bisericii între Scira și Caribda, împirărilor de tot felul care veneau din partea regimului comunist. Am mare admirație pentru el. M-a protejat și a fost întrebat de ce m-a protejat. Și el m-a protejat pe plin închisoare, a zis Iustinian. Pentru că în închisoare au multe șoși cu aia care au legile lor, comuniști toți, patriarhul cu cel mai mare comunist pentru ei. Ei nu era deloc așa. Eu în sufletul meu îl socotesc un sfânt și de câte ori vin la mormântul Părintele Patriarh Iustinian, îngenuchez în fața lui și mă rog ca în fața raclelor unor sfinți. Patriarhul Iustinian, prin atitudinea sa, rămâne omul carismatic care, sub presiunea celei mai dificile perioade a epocii comuniste din România, a dat dovadă de discernământ, traversând cu pierderi minime
O epocă de persecuție maximă. Poate că noi toți ar trebui să ne plecăm genunchii la mormântul său, mulțumindu-i pentru moștenirea pe care ne-a lăsat-o, pentru faptul că toți suntem astăzi botezați, pentru că bisericile în care părinții noștri s-au rugat n-au întrerupt niciodată săvârșirea Sfintei Jertfe, pentru că prin sprijinul său s-a dezvoltat cea mai bună școală teologică românească din totdeauna, cu nume sonore în lumea academică teologică internațională, pentru că intelectualii eliberați din închisori au avut o pâine pe masă prin grija patriarhului, pentru că în acea epocă s-a realizat o legislație bisericească care i-a ferit de multe primejdii pe slujitorii bisericii și pentru multe alte acțiuni pe care le-a înfăptuit, conștient de riscurile pe care și le asuma. Patriarhul Iustinian nu doar că n-a fost patriarhul roșu, ci el a reprezentat omul care a luptat cu toată ființa pentru biserică, pe care a iubit-o și a apărat-o. Pentru noi, cei de astăzi, a reușit să păstreze vie Biserica Ortodoxă a neamului românesc.